Nimic nu mai e ca altă dată. Iarna din lunile decembrie, ianuarie și februarie tinde să devină un simplu mit. Temperaturile pozitive din ultima perioadă ne fac să credem că primăvara a venit cu câteva luni mai devreme. Soarele stă pe cer cât e ziua de lungă, florile au înflorit, iar pomii au înmugurit. Toate acestea sunt semnele primăverii de la mijlocul lunii ianuarie. Bătrânii spun că acest fenomen se întâlnește odată la 20-30 de ani. Rar, rar, la câte 20-30 de ani. S-a întâmplat. S-a mai întâmplat, cum -a mai ei, o fost de nou nins de loc. Era lumea care avea fânuri pe la dealuri, pe acolo și nu avea colipi, că tot timpul își coborea fânul. Și o trebuie să se aducă, să se roage de vecini care avea colipi și să se aducă cu vitele pe acolo. Și era niște gloduri pe drumuri, de bagat cai până în burtă. O fost altă dată zapez, hai de mine, și trebuia să plecăm cu vitele la pădure pe postul pașilor, cum ar fi, nu mai știu că marte încolo. Nu așa, dar nu s-a vedea gardurile. Nu s-a vedea gardurile de atâta putere de zapadă. Tot din bătrân se știe că temperaturile ridicate nu prevestesc un an bun și va fi secetă. S-a zice că dacă nu e în zapada în ianuarie, februarie, e în, nu știu cum să vezi, e În în marte în femarte, așa zicea bătrânii, că dacă nu-i nu în ianuarie, totuși vine în femarte. Și ce se spune, cum va fi anul? acum, dacă e așa, zice că e tot, dacă ăsta e bun, când vine de mai ninge, de zapadă, de ăsta, așa. Ăsta l-a Am mai auzit că s-a baiză Păi, dar cum? Sigur că nu are Dacă nu e acum și pământul atât de înghețat, de sigur că el nu are cum. N-are cum mai avea atâta apă. Și când dici înainte să măreaște zoa. Și nu mai e, Nu mai are putere, știi, atâta. Și dacă eu e o din batrin, că zice că primăvara plouă în nouă și s-a uscă în două. Toamna plouă în, nouă, în două și nu s-a uscă în nouă. În nouă zile, știi. Nu no așa, nu no așa, mai acum eu... Și așa ce și de la Dumnezeu, fărească ne Dumnezeu de, de mai rău. Dar orice caz, ce am petrecut cu bine, petrecut cu bine. Meteorologii spun că acum temperaturile sunt cu circa 15 grade mai mari decât ar fi normal. Potrivit acestora, zăpada care trebuia să vină în decembrie va veni abia la sfârșitul lui ianuarie.